Timișul a devenit un adevărat magnet pentru muncitorii veniți din alte județe din regiune, dar și din alte zone ale României. Oficial, din punct de vedere statistic, un muncitor câștigă un salariu mediu net de 2.218 lei, datele fiind la nivelul lunii decembrie 2015, scrie Tion.ro. Diferența față de restul județelor din regiune este una clară. Astfel, Aradul, aflat pe locul 2, are un venit mediu de 1.855 de lei.